Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un nou videoclip, deoarece mi-am dorit să mă cunoașteți și voi mai bine și ca să știți pe cine urmăriți, m-am gândit să împărtășesc cu voi 25 de lucruri, cât de cât personale sau mai puțin personale despre mine. Așa că dacă vă doriți să vedeți acest videoclip, urmăriți în continuare. Sunt născută și crescută la Cluj-Napoca, adică sunt ardeleancă 100%. Numele meu este Unguresc. Am dublă cetățenie, am terminat în 2013 Facultatea de Geografie cu specializarea Geografia Turismului. Sunt născută pe 2 martie sub semnul Zodiei Pești. Sunt logodită și anul acesta va avea loc nunta noastră. Momentan trăiesc în Cipru, dar nu pentru mult timp. Muncesc ca și ospătar la un restaurant de top și foarte aglomerat, situat pe plajă. Când eram în clasa 11, am urmat un curs de hairstyling. După ce l-am terminat, m-am angajat acolo. Ador natura și turismul și tot ce are legătură cu cele două. Ochii mei sunt albaștri, în caz că aveați îndoieli. Am o ciudată relație de iubire și ură față de filmele de groază. Nu mă deranjează să mă uit la filme pe care le-am văzut deja, exemplu Titanic. De fiecare dată plâng la scenele mai emoționante din filme. Ador să conduc. În 2013 am dezvoltat o obsesie pentru lucrurile făcute de mână. Mai mult decât atât, am început să-mi creez propriile mele bijuterii și, spre uimirea mea, am reușit să vând câteva din ele. Îmi plac la nebunie câinii, rasa mea preferată trebuie să fie Yorkshire Terrier. Cu siguranță următorul meu animăluț de companie va fi un Yorkie, nu-i așa? Mi-e frică de tunete și fulgere, așa că dacă acestea au loc noaptea, de fiecare dată mă ascund sub plapumă în speranța că va trece mult mai repede și da... Slavă Domnului, nu am avut până acum nicio intervenție chirurgicală, dar nici oasele rupte. Yay! Sportul meu preferat este voleiul. De asemenea, l-am practicat din clasa 7-a până într-a 12-a. Colecționez șervețele. Nu am o colecție foarte mare, trebuie să recunosc. Dar mai nou colecționez și monede euro din diferite țări ale Uniunii Europene. Ciudat, nu? Am tendința să adun tot felul de lucruri pe post de amintire. Vă vine să credeți că am păstrat și păpușile Barbie de când eram eu mică? Nu știu de ce. Mi-e frică de păianjeni și gândaci. Nu pot să-i suport. Până și în ziua de astăzi trebuie să chem pe cineva să îi omoare. Eu fug în partea cealaltă a camerei sau mai bine ies din cameră. Ca să fiu sigură că nu am contact cu acele insecte sau... whatever. De îndată ce am descoperit comunitatea beauty de pe YouTube, imediat mi-am dorit să am și eu un canal. Și iată-mă, 3 ani mai târziu, în fața voastră, filmând acest videoclip pentru voi. Îmi place foarte mult să gătesc și totodată să creez tot felul de rețete care sunt comestibile sau mai puțin comestibile, dar de cele mai multe ori sunt comestibile. Și cam acestea au fost câteva lucruri despre mine. Sper din tot sufletul că v-a plăcut să urmăriți acest videoclip și prin această cale mă gândesc că ați aflat câteva lucruri despre mine. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și ne revedem curând în următorul videoclip. Vă pup! Pa, pa! Slavă Domnului, nu am avut până acum nicio intervenție... intervenție? Da. Astăzi am pentru voi un nou videoclip. Evident, nu, doar sunt în fața voastră și filmez. Muncesc ca și... am terminat! Vă mulțumesc!